Nu văd nimic. Hello? Hello? Vei aproape 2000 și... Vine Bacu, bă! Nu vreau să o lungim prea tare, așa că azi avem un invitat special alături de noi. Poate l-ați mai văzut pe internet, poate ați dat vreodată de videoclipurile lui. Îl cheamă Nicu Mihai și este chiar aici alături de noi. Haide, Nicu! Spune-le oamenilor câteva lucruri despre tine. Salut, sunt Nicu, am 19 ani. În clasa 8-a am început să animez. Mi-a luat vreo 4 ani ca să-mi fac curajul să-mi deschid un canal de YouTube. Îmi place să desenez, evident, cânt și la chitară de un an. Spui de canalul tău de YouTube. Cum ți se pare acum că... Să știi că e un sentiment tare mișto să poți să împarți și cu alții ce faci tu. Ce de-a dreptul minunat e să vezi că oamenii chiar apreciază ce faci. Da, un lucru care te-a făcut remarcat pe internet e faptul că postezi atât de rar. Ce ne poți spune despre... Motivul real pentru care te-am adus aici este să le faci oamenilor un sumar despre anul care tocmai a trecut. Ce ai făcut anul ăsta? Dar nu-i ca și cum ar fi un weekend și aș putea să le povestesc. Descrie-ne pe scurt cum a fost. M-am trezit... Era 1 ianuarie și direct a trecut anul. Am înțeles că s-au întâmplat și niște schimbări. Da, cele mai mari schimbări. Totul a fost datorat terminării liceului, am trecut dintr-un mediu într-altul, am început facultatea, am schimbat orașul, acum stau în București. A fost o perioadă grea, cu tot mutatul lucrurilor, dar văd că viața începe să-și rea cursul. N-am nimerit într-un mediu rău, chiar deloc. Dar pot să spun că e diferit. Anul ăsta, cum a mers cu canalul de YouTube? Wow! Față de anul trecut, foarte, foarte bine. Prin februarie am fost inspirat să fac o chestie nouă și a luat naștere seria numită Desenând cu Udini. A prins foarte bine, unul dintre desene a ajuns pe wallpaper la Codrin Bradea. Îl știi pe Codrin, nu? Tot mai mulți încep să-mi vadă videoclipurile. E grozav. Dacă te duci la mine pe canal, o să găsești un clip postat la finalul anului trecut, în care mulțumeam pentru suma de 700 de abonați. Anul ăsta termin cu aproape 12.000. Nu, n-am cuvinte. Pe lângă desenând nu pot să mai zic nimic. Pe lângă desenând cu Udini, cu animațiile cum rămâne? Am câteva în lucru, dintre care una sigur o să fie gata la un moment dat, doar că a fost perioada asta nașpa, ba am mai avut de lucru separat de canal, bana am fost în București unde am acum calculatorul pe care lucrez, sau când am fost, nu aveam poftă să lucrez. Decât să fac ceva de mântuială doar ca să fie făcut, mai bine mă abțin. Cu restul de animații începute sunt încă în negocieri. E foarte nașpa să ajungi la mijlocul proiectului și să-ți dai seama că nu prea îmi place. O să văd ce fac în legătură cu asta. Ca să știți ce tot se întâmplă cu proiectele mele de pe YouTube, am o pagină de Facebook unde mai țin la curent lumea. Le pui tu link-ul în descriere. Ei bine, cam asta a fost. Mulțumim foarte mult că ați rămas alături de noi până la final. Îi mulțumesc și lui Nicu pentru prezență. Aveți canalul lui în descriere. Eu am fost Nicu. Și eu am fost Nicu. Și ne vedem, cu bine, la anul. Gata. Cum am promis.